Controversata expoziție Our Body, Universul Interior, va putea fi admirată și explorată începând de mâine, 5 februarie, până în 24 aprilie, la Bastionul Maria Terezia, din cadrul Muzeului Banatului din Timișoara. Timișorenii vor descoperi într-o manieră educativă unică fascinantul univers interior al corpului uman și modul în care funcționează, cu ajutorul a peste 200 de exponate care constau în corpuri umane reale și secțiuni ale acestuia. Este important de știut că această expoziție este una extrem de controversată, din pricina exponatelor ei care sunt reale și au aparținut unor oameni din China. De asemenea, organizatoarea expoziției garantează că proveniența cadavrelor expuse este una sigură și că aceste exponate sunt donate Fundației Americane Anatomical Science Foundation. Cea care promovează și deține expoziția Our Body, The Universe Within se numește Heidi Pinchel, fost vicepreședinte al Orlando Science Center din Florida, USA. Ea a fost cea care, în cadrul conferinței de presă dedicate acestei expoziții, a vorbit despre toate detaliile legate de aceasta. De menționat este și faptul că Heidi Pinchel se ocupă de tulburătoare expoziție de 9 ani și a itinerat cu aceasta în peste 24 de țări din întreaga lume. La noi în țară, Our Body, The Universe Within, a mai fost expusă în Cluj, unde a fost vizitată de peste 29.000 de persoane în decursul a 4 luni. Țesuturile cadavrelor expuse sunt conservate la nivel microscopic prin impregnare polimerică sau tratare cu cauciuc siliconic lichid, care le conferă acestora o durată de viață considerabilă. Această procedură de conservare este de asemenea una non-toxică și piesele expuse nu au miros, ceea ce aduce un plus față de exponatele clasice în formol. Principalele obiective ale expoziției sunt promovarea prevenției în ceea ce privește sănătatea și educația societății în această privință. În cadrul expoziției pot fi văzute țesuturi și organe sănătoase, dar și altele afectate de diferite boli, precum cancerul și diferite tumori, care pot constitui un excelent material didactic pentru studenții la medicină și nu numai. Cine dorește să admire această expoziție, trebuie să știe că biletele se pot cumpăra de la intrarea în Bastionul Maria Terezia sau în rețeaua Eventim. Programul de vizitare desfășurându-se zilnic între orele 10 și 22. Prețul unui bilet pentru o persoană adultă costă 45 de lei în cursul săptămânii, iar în weekend costă 54 de lei. Pensionarii și studenții plătesc 35 de lei și copiii între 7 și 18 ani vor plăti doar 28 de lei. Grupurile mai mari de 10 persoane beneficiază de o reducere de până la 26 de lei de persoană.